Salutare tuturor și bine ați venit! Eu sunt David de la Technic Tools, iar pe acest canal puteți găsi prezentări, teste și multe alte informații despre scule și unelte. În clipul de astăzi o să vorbim despre o mașină de găurit și înșurubat foarte populară. Nu pot să cred, 12 mm cu capul cheie. L-am adus și pe ăsta de mașină. Doar că ăsta nu trebuie cheie de mașină. DEWALT DCD791 este o mașină de găurit și înșurubat foarte populară în România pentru că are un raport calitate-preț extraordinar de bun. Are foarte multă putere, dotări, absolut tot ce vreți voi și pentru asta este destul de populară. În magazine sau pe site-uri o să o găsiți în două variante, cu percuție și fără percuție. Eu am ales modelul fără percuție pentru că percuția pe asemenea mașini nu face foarte multe și mai mult dăunează din punctul meu de vedere. DCD791 este modelul fără percuție, DCD796 este modelul cu percuție. O să trec foarte repede prin specificațiile tehnice ca să ajungem la partea de test unde am pregătit ceva special. O să încep din partea din față și o să vă spun că este dotată cu o mandrină full metal de 13 mm, deschidere maximă 13 mm, închidere minimă 1,5 mm. În continuare avem reglajul pentru momentele de torsiune, avem 15 momente de torsiune plus cel pentru găurire, adică în total 16 selecții pe rola din față. În continuare butonul de schimbare al vitezelor, această mașină este dotată cu două viteze, viteza 1 unde avem 550 de rotații pe minut și cuplu maxim și viteza 2 unde avem 2000 de rotații pe minut. Coborâm mai jos și vedem butonul de acționare și butonul de schimbare a sensului de rotație. Ce trebuie să știți aici? Butonul de acționare este dotat cu variator, turațiile pornesc de la 0 și se duc până în limitele mai devreme menționate. Mai jos pe mâner avem în partea dreaptă un accesoriu foarte important, magnetic, pe care puteți să vă puneți biții. Sunt magneți foarte puternici care țin undeva la 3, 4, 5 biți foarte bine aici, fără să cadă. Și în partea stângă avem clema pentru agățare la curea. Le puteți inversa între ele dacă sunteți stângaci sau dreptaci, cum vreți voi, puteți să le modificați în funcție de mâna cu care lucrați. În partea de jos avem situată lanterna de lucru, care este nemaipomenită pe această mașină și este foarte apreciată în rândul meseriașilor. De ce? Pentru că creează o lumină foarte bună în zona de lucru, nu face umbră de la mandrină pentru că este situată în partea de jos și ea luminează cumva perfect zona de lucru și pe lângă asta mai are și 3 moduri de funcționare. Primul mod este cu intensitate scăzută, adică scăzută, ca și la majoritatea mașinilor, nu chiar foarte scăzută, iar timpul de pornire este undeva la 20 de secunde. Avem modul 2 unde se mărește intensitatea luminii și modul 3 este pe post de lanternă, adică ea o să stea aprinsă până o să schimbați voi de aici. O puteți folosi și pe post de lanternă. Este DEWALT XR de 18V, asta înseamnă că se pot folosi toți acumulatorii din gama XR de 18V, așa că puteți să o folosiți și cu acumulatori de 1,5, 2, 3, 4, 5 amperi, 6 amperi, funcționează foarte bine cu toți. Ce mai trebuie să știți și un lucru foarte important, această mașină este dotată cu un motor de tip brushless, menit să reducă energia termică pierdută prin căldură, iar astfel câștigă un procent ridicat de energie în acumulator. Motorul de pe această mașină dezvoltă un cuplu impresionant de 70 de Nm, ceea ce nu este deloc puțin. Greutatea acestei mașini este de 1,1 kg fără acumulator, cu acumulatorul de 5 amperi care cântărește 600 de grame, se duce la 1,7 kg. Am pregătit și un test, ceva mai complex pentru această mașinuță, pentru că mie îmi place foarte mult, este cea mai puternică mașină pe care o am. Așa că, în specificații tehnice, ei spun că poate să găurească lemn maxim 40 de mm. Eu nu am o freză chiar de 40 de mm, am adus aici una de 35, una de 45 și pentru testul extrem una de 68. Dar înainte să găurim, ca să nu ziceți că îi dau cu toată puterea dintr-o dată, o să o testăm puțin și la înșurubare. Acumulatorul pe care l-am pus pe această mașină este de 5 amperi și este încărcat la maxim, așa că să golim puțin acumulatorul pe câteva șuruburi de mari dimensiuni și mici dimensiuni și după o să o forțăm puțin și la găurire. Sunt curios dacă poate să găurească cu freza, freză nu carotă, freza de 68 de mm. Bun, pentru început o să o testăm pe viteza a doua cu șuruburile cu care lucrez cel mai des, adică 5x90. Știu, pentru unii s-ar putea să vi se pară șuruburi destul de mari, de 9 cm lungime, dar credeți-mă, nu sunt foarte mari. Aici am bucata de lemn pe care am prezentat-o și în testele trecute, ea trece prin masă și are undeva la 35 de centimetri adâncime, adică am lemn suficient aici, nu este doar cât se vede pe masă, puteți vedea clipul trecut și acolo o să vă dați seama. Bun,
O punem pe viteza a doua, unde avem 2000 de rotații pe minut, pe viteza 1 550, după cum am spus, și am 5 șuruburi de 5x90. O să le introduc în acest lemn pe viteza a doua, sunt curios dacă o să reușească. Glumesc, știu că o să reușească. Să-i dăm drumul la treabă. Cam așa se înșurubează șuruburi de 5x90 la 2000 de rotații pe minut. Un pic mi-a cam scăpat bitul la început, dar nu e o problemă foarte mare. Bun, am scăpat de PZ2 și o să trecem la ceva mult mai mare. Și am aici, am scăpat ceva pe jos, și am aici hol șuruburile de test 8 mm și 10 mm pe diferite lungimi. Și o să începem cu 8 mm, avem așa, 200, 8x200, 8x240, o să le încerc și pe astea pe viteza a doua, să vedem dacă reușești să găsesc încă un loc liber aici. Deci 8x200 pe viteza a doua, nu mă aștept să poată să ducă 8x200 pe viteza a doua, dar încerc. Unde nu mai poate, punem pe viteza 1 și îi dăm pe viteza 1, pentru că viteza 1 este pentru înșurubare. Haideți să vedem 8x200. Mamă că nici n-a clipit. 8x240. Aici a clipit, pentru că este șurubul mai lung și a trecut deja și în lemnele celelalte. Și de data aceasta o să testez și această strâmbătură de șurub de 40 de centimetri lungime, tot cu T40. Și ca să pot să-l dau, o să-l dau cumva din partea asta, să treacă prin toate, pentru că nu am chiar 40, am undeva la 35, așa că o să-l dau pe diagonală. Ăsta este foarte strâmb, dar fiind cu Torx, pot să-l dau și pe viteze mai mare. O să încerc și la acesta de 40 lungime, tot pe viteza a doua. Mama mia! A ieșit în partea de jos. Deci a ieșit cam un centimetru, a ieșit din lemn în partea de jos. O să las aici și o să vă pun un cadru imediat. Deci cam asta poate să facă cu 8 mm pe viteza a doua. O să încerc și 10 mm. Deja 10 mm este destul de mare, un centimetru. Este chiar exagerat ca să poată să-l ducă pe viteza a doua, dar eu încerc, mai ales că este și contra fibrei, țineți minte chestia asta și uitați-vă bine, este contra fibrei, nu este printre fibre, adică el străpunge și prin faptul că am și 3 tipuri de lemn, fibrele nu sunt aceleași nici pe orizontală. Așa că o să-i dăm pe viteza a doua și cu 10 mm. Să ne ajute Dumnezeu. Nici o șansă. Deci pe viteza a doua nu poate să bage 10 mm, având în vedere că nodul e chiar aici aproape, nicio problemă că o să punem pe viteza 1 să vedem dacă poate. Opa, să nu-mi rup mâna, te rog. Asta e diferența dintre standard și impact. Cu impact o țineam așa, cu asta îmi rupe mâna. Și avem încă un șurub 280x10 mm, o să-l dau tot aici. Tot pe viteza 1. Asta merge prea ușor, normal că a trecut pe lângă lemn. Bucățile de jos nu sunt chiar așa late și sunt pe mijloc, dar o să-l mut pe mijloc. Mamă, că am dat pe lângă șurubul celălalt. Deci am simțit cum o trecut pe lângă șurubul ăsta pe care l-am băgat pe diagonală. Greșeala mea n-am văzut, dar s-a descurcat. Aduc un șurub mai mare. Am adus un șurub mai mare, am adus și o cheie tubulară de 17 mm dedicată pentru impact și aici am un bulon de 12 cu cap cu cheie de 17 mm. Și hai să văd dacă se oprește și cu ăsta, dacă nu mai am un bulon de genul ăsta de 14, o să încerc și cu ăla. Nu știu dacă o să reușească, pentru că șurubul ăsta, nefiind cumva hol șurub, că nu-i hol șurub, nu are filetul care să taie așa bine lemnul și nu se poate compara cu cele dedicate pentru lemn. Acestea de obicei se strâng cu cheia de impact sau cu cheia de mână, dar eu o să-l încerc și pe ăsta, că nu mă doare mâna.
Și o să găsesc încă un loc, să nu dau un șurubul celălalt. O să îl dau aici. Ăsta intră puțin mai greu în lemn. Deci avem unul de 12 mm cu cap cu cheie de 17. Nu-mi vine să cred, frate. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. 12 mm cu cap cu cheie. L-am adus și pe ăsta de 14 mm. Doar că ăsta îmi trebuie cheie de 19. Am adus și cheia tubulară de 19. Hai să încerc să o scot pe asta afară de aici. Că asta are ceva mai special. Are un blocator aici pe care trebuie să-l apăs cu un șurub ca să pot să scot afară. Dacă poate să-l înșurubeze și pe ăsta, e. Și avem 14 mm grosime cu tubulară de 19 pe DCD 791. Deja s-a oprit aici odată. Încă o dată. Încă o dată. Și încă o dată, nu-i mai dau că nu vreau să o forțez extraordinar de mult. Deci șurubul de 14 mm l-am șurubat mai bine de jumătate. Asta are lungime de 30 de cm. Hai să-l scoatem și afară. Mama mia, dar ce s-a blocat ăsta aici în lemn. Stați că vă vine și vă o rându imediat. Deci mi-a învârtit masa asta cu totul. De centimetri, un filet de 14, nu hol șurub, că ăsta e un bulon, nu are filetul chiar dedicat pentru lemn care să-l tai așa bine, a reușit să-l bage 791. Și acum, dacă tot am făcut un pic de spectacol, aș zice, cred că ar merita să nu lăsăm să se răcească, este puțin caldă după ăsta de 14 mm, și o să-i testăm și partea de găurire, după cum au zis domnii în specificații, maximul este de 40. Dacă e de 40, noi o să o testăm cu 35, 45 și 68. Viteza a doua pentru găurire, încă mai am acumulatorul la maxim. Deci acumulatorul meu încă există. Bun, frezele sunt noi, DeWalt, toate trei. Haideți să vedem cu cap cu șurub, adică trage el freza, nu mă apăz eu, pot să las mâna și se duce singură. Bun, o să încerc să o bag cât de mult pot pe viteza a doua și să vedem cum se descurcă cu toate. Aici, în partea asta, o să-mi las un loc pentru cea de 68 și o să încep de aici cu 35. Ea poate maxim 40 în cele spuse de ei. Hai să vedem ce știe. Aici trebuie să-i dau viteza 1 pentru că este freză cu șurub. Vai de cap meu, cum s-a dus. Deci mi-a intrat freza asta aici. La frezele de genul ăsta nu o să pot să folosesc viteza a doua pentru că ele trag direct freza și o blochează instant. Deci trebuie foarte multă putere pentru frezele astea. Pe viteza 1 se descurcă. Deci aici avem 35 care au intrat cam atât în lemn. Deja vreo 6 cm. Să trecem la 45. Sper să n-am vreun șurub aici. 45 o să-l bag până aici la verde dacă merge, până la peste parmașonul ăsta galben și să-i dăm cu 45. Ce să vă spun, băieți, că mama mea, deci am, vă uitați voi aici, da? Și să trecem și la proba pentru 68. Să vedem dacă poate. Dacă poate cu 68, nu mai. Oricum e tare mașina, deci oricum e tare. Nu cred că mai are o relevanță, dar vreau eu așa pentru pasiunea mea să văd dacă poate să bage 68. 2, 3 și start. Mama mea, cât e treaba asta.
Gata, frate. Gata. Mai mult de 7 sau 8 cm. Mi-a rămas vârful de la freză acolo. No, pe ăsta nu știu cum îl mai scoi afară. O să-l scot eu cumva. Deci, aproape că mi-intră mâna aici. Bun, testul a fost trecut. O să scot eu la afară. Freza a fost nouă și nici măcar nu m-am uitat dacă mai trebuie strâns sau nu acel pilot. Dar o să-l scot eu afară și o să îl rezolv. Deci, acum chiar că aștept părerile voastre jos în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți cum vi se pare această mică mașinuță. Dacă vă place, dacă nu vă place. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc spor la treabă.